Bună ziua, dragi prieteni! Sănătatea mentală este considerată o prioritate chiar la nivelul Organizației Națiunilor Unite, care în urmă cu un an a emis o rezoluție cu privire la importanța sănătății mentale și pentru că una dintre componentele esențiale ale programului UBB Med este sănătatea mentală, rectorul universității a fost chemat să exprime un punct de vedere. Îl avem alături de noi pe rectorul Daniel David și îl întrebăm odată ce rol a avut adunarea ONU la care a fost invitat și ce direcții de problematice a ridicat. Bun, acum, faptul că în urmă cu un an Organizația Națiunilor Unite a votat o rezoluție dedicată sănătății mentale și intervențiilor psihologice este un lucru foarte important. De obicei le discuți în anumite comisii, faci anumite subgrupuri, anumite, nu știu, position papers, de exemplu, dar aici a fost o rezoluție a Organizației Națiunilor Unite încurajând țările să conștientizeze problemele și să facă investiții în acest domeniu. De asemenea, este foarte important că în titlu sănătatea mentală este legată de intervențiile psihologice. De obicei, când spui sănătate mentală, unii se gândesc mai degrabă la intervenții medicamentoase. Sunt importante, dar tot mai multă lume conștientizează că intervențiile psihologice au un rol major și pentru prevenție și pentru tratament. Și uneori trebuie folosite separat, alteori trebuie să fie folosite în combinație cu tratamentele medicamentoase. Această întâlnire este un fel de follow-up, este o urmare a acelei rezoluții în care mai multe țări au fost invitate să discute și să analizeze cum implementează, cum văd implementarea acestei rezoluții. Întâlnirea a fost organizată din partea profesioniștilor de Asociația Psihologilor Americani și au fost implicate mai multe țări, Mexicul, noi, Belgia și cred că Qatarul. Iar din România, sigur, ăsta a fost formatul sesiunii, vorbea reprezentantul României la ONU, ambasadorul pe care îl avem acolo, și un specialist în zona sănătății mentale, iar ca specialist am fost invitat eu. Prezentările au fost interesante, foarte interesant să asculți și să vezi modul în care diverse țări se proiectează și doresc să implementeze această rezoluție. Mesajul meu, care oarecum a stârnit câteva discuții după aceea, a fost unul un pic mai atipic. Eu, pe de-o parte, sigur că mă bucur să văd că vrem să investim în zona sănătății mentale și a tratamentelor psihologice. E un lucru foarte bun. Numai că mereu trebuie să avem grijă. Nu orice intervenție psihologică este și o intervenție psihologică validată științific. Și atunci mesajul meu a fost că investim și trebuie să investim în zona acelor intervenții psihologice care țin de diagnostic și de tratament psihologic care au validare științifică. Altfel, investițiile nu se justifică. Dacă tot ai bani și vrei să-i duci în alte zone care nu sunt validate științific, e ok. Investim banii, dar în cercetarea lor. Nu în servicii către populație, că încă nu știm dacă funcționează. Odată ce știi că funcționează, după aceea dăm bani ca să ajungă la populație. Dar n-are sens să dai bani să ajungă la populație lucruri care încă nu știi că funcționează. Ăsta a fost mesajul. Și repet, cred că discuțiile au fost interesante și faptul că am avut o rezoluție pe acest domeniu și, uite, facem follow-up cu implicarea mai multor țări și lumea pare preocupată de acest domeniu, este foarte important. Și apropo de asta, ați iscat o dezbatere și la nivel intern, ca să zic așa, legată de poziția dumneavoastră vis-a-vis de un medic din ce în ce mai cunoscut, domnul Gabor Mate, care vine cu aprecieri în zona aceasta de psihologie, psihoterapie. Ce părere aveți despre Gabor Mate? Mesajul meu a fost destul de clar. Domnul Gabor Mate are activități vechi în domeniu, ca să spun așa. Unele sunt foarte legate de specializarea pe care o are el ca medic, medic de familie și cred că acele lucruri, mai ales în zona dependențelor și
a competențelor pe care le are ca medic de familie sunt foarte ok, sunt în regulă. Treptat însă a început să se extindă într-o zonă în care vorbește foarte mult de mecanisme psihologice, vorbește foarte mult de terapie, psihoterapie, momente în care la un moment dat iese din zona expertizei pe care o are și intră în ciocnire cu știința psihologică serioasă. Nu e așa, psihologia nu este o poveste. Nu o descoperi așa lucrând numai cu pacienți. Da? Și acolo au apărut de-a lungul timpului foarte multe lucruri bizare. Psihologii au reacționat, dacă vă uitați pe net, sigur. La nivel internațional, sigur. Să vedeți, România, nu, eu vorbesc la nivel internațional. El este foarte controversat când a ieșit din zona lui de competențe într-o zonă de psihoterapie, mai ales când vorbea despre cancer și despre alte lucruri. Eu n-am reacționat nici când am venit în România pe alte teme. Am reacționat acum pentru că a făcut un nou salt, adică a început nu doar să se ocupe de factori psihologici în probleme somatice, că e la interfața între psihologie și medicină, poți să spui că are o expertiză extinsă, a sărit în zona psihopatologiei, care este o zonă care ține totuși de psihologie și psihiatrie. Este o zonă de sănătate mentală. Și lucrurile care au fost mai ciudate în ultima perioadă, spuse și România, a fost, mă rog, a fost multe, dar în legătură cu ADHD-ul, tulburarea de deficit de atenție și hiperactivitate, că, de fapt, factorul biologic nu contează, tratamentul medicamentos n-ar conta, cauzele sunt undeva în stilul de parenting, vulnerabilizând părinții, noi știm din cercetări că lucrurile nu stau așa. Și ăsta a fost motivul pentru care am avut reacția respectivă, cum să spun, una care atrăgea doar atenția asupra unor lucruri importante, și anume, când ieși din zona de competență, multe lucruri pe care le spune domnul Gabor Mate sunt mai degrabă ipoteze. Ele trebuie confruntate fie cu literatura din domeniul pe care nu-l cunoști, te-a pus să citești, fie faci cercetări științifice să-ți testezi ideile. Nu poți să le duci la populație în servicii. Da? Aici a fost reacția mea și tot acolo am mai comentat de un lucru, după aceea m-am întors și cu un caracter mai general, fiindcă domnul Gabor Mate are această idee că trauma stă la baza problemelor psihosomatice și chiar a tulburărilor psihice pe care le dezvoltăm, trauma de multe ori transmisă generațional. Iarăși, când vorbești de traumă, aici este o știință, este o psihologie a traumei. Nu poți pur și simplu să spui lucruri când sunt specialiști în acest domeniu. Și ce am încercat să spun este că trauma este importantă și faptul că Gabor Mate insistă pe acest mecanism etiopatogenetic e un lucru important, dar nu orice traumă duce la probleme de sănătate. Există sute, mii de studii în acest moment care arată că uneori trauma poate să ducă pe termen mediu și lung la dezvoltare post-traumatică, la dezvoltare psihologică. Devii, cum să spun, mai bun sub aspectul empatiei, compasiunii, sub aspectul echilibrului emoțional. Deci nu orice traumă duce la patologie. Și mai ales la cancer. Nu cred că duce orice traumă. Da, nici nu vreau să intru în detalii, că da, că ducem discuția după aceea. Deci nu orice traumă duce la patologie. Uneori trauma duce la dezvoltare post-traumatică și oamenii trebuie să mai înțeleagă ceva. Noi ca specie suntem foarte rezilienți. Nu suntem atât de vulnerabili cât încearcă unele teorii, inclusiv domnul Gabor Mate, să sugereze. Studiile arată că, de fapt, cea mai mare parte din populație, când se confruntă cu o traumă, este rezilientă. Nici măcar nu reacționează cu probleme psihologice, nici măcar pe termen scurt. Sigur, există și un segment care reacționează cu probleme și psihologice și psihosomatice, iar acel segment, ce trebuie să facem cu acel segment? Trebuie să-i asigurăm accesul la tratamente. Dar dacă mesajul este bun în această zonă, când îl generalizezi, devine prost. Și de asemenea, invers, trebuie spus
că nu orice tulburare psihică sau psihosomatică are în spate o traumă. Deci nu orice traumă cauzează tulburări și nu orice tulburare de acest tip are în spate o traumă. Unele au în spate o traumă, altele au alte mecanisme psihologice. Dar vedeți, ca să înțelegi aceste nuanțe, trebuie să cunoști multă psihologie și psihologie clinică. Ce riscă potențialii, nu știu cum să le zic, pacienți, urmăritori ai sfaturilor? În lumea asta există foarte multe abordări în zona științei, în zona sănătății, foarte multe. Ai o abordare științifică, dar ai o mulțime de abordări alternative, complementare, non-științifice, cum vrei să le numești. În condițiile în care societatea, autoritățile n-au reglementat aceste abordări care există, abordarea domnului Mate nu este una periculoasă, eu așa o văd. Adică sunt altele mult mai groaznice, ca să spun așa, cu blesteme, vrăjitorii, energii subtile ale universului, vieți anterioare și așa mai departe. Mai ales că de obicei, sigur, ce face el e ok, că are și pregătirea ca medic și are etica medicală. Sigur, ce fac alți pseudospecialiști care îi urmează forma de intervenție, nu știu. Dar nu îl văd ca fiind într-o zonă mare de pericol. Asta a fost și motivul pentru care eu m-am adresat în primul rând oamenilor și celor care doresc să se formeze ca specialiști în zona asta de sănătate. Astfel încât să vadă și o altă perspectivă și să aleagă dacă doresc să aibă o abordare științifică și să primească tratamente validate sau dacă doresc să încerce unele ipoteze împinse în față de domnul Gabor Mate. E opțiunea lor. Bună, dacă ai un copil care e suspect de ADHD și tu crezi că el a fost traumatizat sau așa și nu-l duci la un specialist, nu? Poate să riște că nu are. Poate să fie o problemă, dar este decizia părintelui. El are acum informațiile pe care și eu le-am spus și alții, că în ADHD, de cele mai multe ori, ai nevoie de o combinație de tratament medicamentos și de intervenție cognitiv-comportamentală cu accent comportamental. Ăsta e pachetul care funcționează și dacă îl duci pe copil la un astfel de tratament, poate să devină un adult mai echilibrat și mai funcțional. Dacă nu îl duci, s-ar putea să devină un adult cu probleme comportamentale, cu probleme de impuls, consum de alcool, droguri și așa mai departe. În urmă este decizia părintelui. Noi ce putem să facem este, uite, să ieșim și să spunem aceste lucruri. Nu este ușor, fiindcă domnul Gabor Mate are foarte mulți fani, ca să spun așa. Nu doar din zona celor care nu sunt specialiști în sănătate, are și foarte mulți psihologi și medici. Dar, cum să spun, lucrurile sunt mai clare. La nivel internațional, aceste critici, atitudini au apărut de mult. Acum, uite, eu și probabil o să vină și alții, am început să spunem și România și cred că oamenii sunt informați, cum e treaba lor ce aleg. Din ce spune domnul Gabor Mate, avem pe de o parte chestiuni care nu sunt suficient cercetate, dar avem și chestiuni despre care știința clar a stabilit că nu e așa cum corect, zice el. Deci avem din ambele situații și atunci sfatul nostru este să oamenii să încearcă să se documenteze. Oamenii să meargă la... Dacă ai probleme de psihologie, dacă simți că ai nevoie de psihoterapie, du-te la un specialist în psihologie și sau psihoterapie, că pot să fie și unii medici care au formare în psihoterapie. Adică de ce ai merge pentru servicii de psihoterapie la cineva, medic sau nemedic, care nu are formare în psihoterapie. Deci, sfatul meu către toți este acesta. Nu știu, ai o problemă, te doare, nu știu, ai o problemă cu dinții, mergi la un specialist în stomatologie, nu mă duc la un psihiatru și nu mă duc la un psiholog clinician să facă ce? Hipnoză să-mi atenuez durerea la dinte. Bun, poate folosește pe termen scurt, dar nu e soluția, da? Ai o problemă care implică factori psihologici și simți că e nevoie de intervenție, de tratamente psihologice, psihoterapeutice, du-te la un specialist în această zonă, care de obicei sunt psihologi și pot să fie și medici, dar cu formare complexă în psihoterapie. Am văzut că acum sunt foarte la modă retreat-urile acestea. Te duci și stai, nu știu, 10 zile și vin tot felul de pseudo-specialiști din nou care... E un element de distracție, e un element de entertainment.
De mult erau team building-uri, acum facem retreat-uri. Seamănă tot mai mult cu mișcări de-astea estice, de yoga, de hindu, de... Cât timp nu fac rău și te simți bine, e ok. Numai trebuie avut grijă, că unele insistă foarte mult pe dezvoltare personală, adică oricât de bine ți este, ajung să spună că ok, poți mai mult. Și încep să te dezechilibreze în numele unei dezvoltări personale. Și dintr-un om echilibrat, cu o stare bună de fericire, o calitate a vieții bună, cu funcțional în familie și în societate, ajung să fii disfuncțional, ca să nu mai spun că uneori se stârnesc și probleme psihologice severe, debut psihotic, ai văzut de foarte multe ori în astfel de grupuri care presează mereu pe dezvoltare personală, pe provocări, pe... Și atunci întrebarea este, ce faci acolo? Ai nevoie de tratament? Nu te duce la un retreat, ci du-te la un, specialist, da? Care oferă tratamentul respectiv. Vrei să te cunoști personal? Cât timp nu-ți creează un dezechilibru mare, e ok să mergi în astfel de retreat-uri. Vrei să ai o experiență, să te distrezi, să te simți bine weekend, să fii altfel, du-te în astfel de retreat-uri, dar nu pentru tratament. De ce credeți că nu există un, să zicem așa, un corespondent al lui Gabor Mate care să vină dinspre știința adevărată, să zicem așa? Numai să fim cinstiți, noi dăm prea mare credit. Domnul Gabor Mate nu e atât de influent pe cât cred. Așa este, dar este mare... cunoscut. Este cunoscută și vrăjitoarea, nu știu care, care face magie albă, nu? Niște astrologi care apar pe toate televizoarele și acum ne explică, ați văzut că a apărut abordarea astrologică asupra dietei. Da. Ce să mănânci în funcție de zodie. Ca adică să nu spunem de ce asupra politicii internaționale. Deci, domnul Gabor Mate este influent, ne șochează că ni se pare prea influent, dar cel mai mare segment din populație totuși apelează la medici, psihologi când au probleme legate de sănătate. Adică nu e o problemă atât de mare. Sigur că e o situație, cum să spun, neobișnuită, dar nu e un risc atât de mare. Domnule David, mulțumim pentru participare. Să ne revedem cu vești bune. Da. Dragi prieteni, la revedere!